Gusturile nu se discută când e vorba despre usturoi. Din păcate, cumpărătorii nu prea se uită la cel românesc, mult mai aromat și îl preferă pe cel de import, mult mai frumos. Așa că țăranii care îl cultivă în grădină sau în suprafețe mai mari, pe câmp, ajung să-și arunce munca și investițiile la gunoi. Este cazul cultivatorilor din Buzău, care an de an rămân chiar și cu un sfert din marfă nevândută din cauza samsarilor care aduc usturoiul din Olanda sau China și îl prezintă ca fiind marfă autohtonă. Sunt agricultor de o viață, dar acum au ajuns să muncească aproape fără să câștige nimic. Țăranii din comunele buzoiene care cultivă usturoiul românesc au ajuns la limita răbdării. Oamenii spun că trudesc de primăvara până toamna, iar când vine momentul să-și vândă marfa, nu au unde. Piețele sunt invadate de usturoi adus din Olanda sau China. Aproape jumătate din marfă rămâne nevândută, iar după un timp se strică. Deci nici măcar nu mai e bun nici de mâncat. Nu, că nu mai are, cum să spun eu, nu mai are gustul ăla. S-a stafidat, nu mai are gust de usturoi. Acum folosim din ăsta verde. Saci întregi de usturoi, muncit cu trudă, cu sapa pe câmp, pe vânt sau pe caniculă, sunt aruncați la gunoi. Anul trecut, tot așa am avut un hectar, s-a făcut, într-adevăr, s-a făcut vreo tonă și ceva așa. S-a făcut. Că noi din cantitatea care o facem, tragem ca să avem sămânță, aproape o parte, și restul vindem din el. Ce... Și cât ați vândut? Vreo 7-800 de kilograme. Deci n-ați reușit să vindeți tot? Nu. Și cu restul ce ați făcut? La margine, la gârlă. L-am dus la groapă. O 200 de kilograme, să zicem așa. Alții au aruncat mai mult, unii care l-au dat, l-au dat, care nu... L-au aruncat încolo, ce să fac cu el. De ce l-ați aruncat? Dacă piața a adus alții din Spania, din până la Bulgar, după unde a adus și l-a pus pe piață la noi și noi am rămas cu, a nostru a rămas, ăla l-a duc cu 6 lei și noi ce, mai ne convine să-l mai dăm? Nu mai ne convine să-l mai dăm. Am luat și noi 8 lei, 7 lei, a nostru, care îl muncim cu ziua. Oricât de grea ar fi munca, pentru țărani, valorificarea rămâne cea mai mare piedică. Din cauza samsarilor, oamenii nici nu mai merg în piețe sau în târguri și preferă să-și vândă usturoiul din fața porții, la intermediari, însă la prețuri mult mai mici. E cel mai greu să o valorificăm, pentru că noi nu avem loc pe piețe pe nicăieri. Unde te duci, dacă te duci pe o piață, comercienții are de 3-4 tarabe fiecare, chiar dacă nu sunt ale lui și eu, asta are mene, bă. Îl dai în angro, ca să te scapi de el și dacă ne avândă ce faci, lași de acasă prețul pe jumătate, la 70, 80, până 80 de lei, atât. Și el vindea cu 150 până în 200. Cei mai bătrâni își amintesc cu regret cât de mult erau apreciate în trecut produsele românești. După Revoluție, atunci unde te duceai îți vindeai marfa, că nu era comerciant ca acum. Acum aia da mână libere și... Nu poți să mai valorifici nimic. După ce piața internă a fost invadată de usturoi din alte țări, ministrul agriculturii vrea să îi convingă pe fermieri să se asocieze și să producă mai mult. Petre Daia a explicat că odată ce vor crește cantitățile de usturoi românesc, se vor reduce cantitățile importate. În 2017, România a importat cu 1000 de tone mai mult usturoi ca în 2016 și cu aproape 2000 de tone peste în 2015.